cei de acasă. Ne uităm însă între timp la cifre împreună cu domnul Ionaș, nu? La cifrele care vorbesc despre felul în care românii se raportează la acest moment al votului. Am arătat în prima parte a discuției pe acest subiect care e metodologia acestui studiu. Așadar, e un sondaj CATI realizat la începutul acestei luni de Casa de Sondaj Avangard pe un eșantion de 850 de subiecți, marja de eroare fiind de 3,4%. Am văzut și rezultatul privitor la direcția în care se îndreaptă România. 68% din respondenți nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara asta și reiau precizarea domnului Ionaș, faptul că din ce în ce mai puțin români au o perspectivă pozitivă și speranța că ne vom reveni rapid din această situație. Și vine acum, Adrian, întrebarea care probabil e în momentul acesta și pe masa președintelui Klaus Iohannis și pe masa tuturor partidelor politice. Dumneavoastră personal considerați că pandemia reprezintă un motiv pentru a nu merge la vot? Iată și răspunsul. 40%, domnule Ionaș, cred acest lucru. Da, deci din toți respondenții, 40% consideră că pandemia reprezintă un motiv pentru a nu merge la vot. Deci putem considera că alegerile care urmează reprezintă un oarecare interes pentru 51% dintre români, cei care au declarat că nu reprezintă un motiv. Asta ne însemnând că toți cei 51% vor merge cu siguranță la vot. Aceștia sunt... Deci cei 51% de fapt spun că fie pandemie, fie nu, ar putea să meargă la vot. Dar să aibă considerente care se țin acasă și au să nu-și regăsească un partid preferat evident, pe lista... Sunt multe alte motive pentru care oamenii nu merg la vot. Aici am măsurat doar cum percep pandemia. E de natură acest procent să îi dea motive domnului președinte Iohannis să spună uite, vor românii, face, pentru că și cetățenii o cer. Evident, în plus eu aș merge și mai departe, pentru că planșa cu intenția de vot pe care vom vedea imediat, este reprezentativă pentru un procent foarte mic din populația României. Haideți să vedem aceste cifre. Respectiv, 55% dintre respondenți doar au indicat, care au indicat un partid. Prezența pe care o estimăm pentru aceste cifre este o prezență pe care am încercat să o calculăm ținând cont de mai mulți factori. În primul rând, cei care au declarat că merg foarte sigur la vot, cei care declarau că pandemia reprezintă un motiv pentru a nu merge la vot și o prezență în jurul a 30%. Vreau să vă întreb dacă au existat nuanțe, domnule Ionaș, respectiv dacă atunci când a fost pusă întrebarea privitoare la prezența la vot în funcție de pandemie, cum a fost întrebat președintele Iohannis, la 7.000 da, la 10.000 da, la 25.000 oare se mai pot face? Au existat astfel de nuanțe? Nu. Oamenii sunt foarte... dau răspunsuri foarte clare când vine vorba despre pandemie, ceea ce chiar e surprinzător. Nu fac diferența între, nu știu, să spunem că ar fi spus dacă ar fi 25.000 de cazuri, da, dacă sunt doar 8.000, nu. Nu. Haideți să vedem cifrele pentru partide, pentru că și aici, domnule Teodorovici, domnule Ciuvică, domnule Curea, sunt lucruri interesante de comentat. Iată că ceea ce ne anunța aseară profesorul Marius Pieleanu, și anume scăderea președintelui Klaus Iohannis la capitolul încredere, 14%, spunea Marius Pieleanu că a pierdut, potrivit unei alte măsurători decât cea pe care vă prezentăm astăzi, nu se transferă imediat, domnule Ciuvică, domnule Curea, în scorul Partidului Național Liberal, care rămâne pe primul loc în momentul acesta. Sigur, repetăm, marja de eroare e cea de 3,4%. Dar se și observă foarte clar în ultimele luni un trend descendent în ceea ce privește Partidul Național Liberal și un trend ascendent în rândul Partidului Social Democrat. Descendent, contează, dar nu în același raport cu președintele, de 14%. Ce înseamnă? Cât a pierdut PNL-ul? Intenția de vot sunt două lucruri total diferite și nu se transpun. Sunt oameni politici care pierd foarte mult din favorabilitate, din încrederea cetățenilor, dar totuși există o bună parte a cetățenilor, inclusiv dintre cei care declară că nu mai au încredere într-un anumit om politic, care votează partidul pe care acel om politic îl reprezintă, pentru că are mai puțină încredere în ceilalți.
E un lucru care ține de mai degrabă de cât de multă neîncredere ai într-un personaj decât de... Bun. Partidul Social Democrat pe poziția a doua, domnule Teodorovici, e un scor pe care, sigur, îl privim din două perspective. Pe de o parte, marja de eroare, cum spuneam, pe de altă parte, apariția pe planșă a unei formațiuni minuscule, eu nu cred că va ajunge la acel scor, dar sigur, așa a rezultat din măsurătoare, care a reunit ceva nemulțumiți plecați din Partidul Social Democrat și care, mai spun unii, a fost inventată de niște băieți, tocmai ca să-i tragă pe cei care ar putea să ronțe procentul care ar putea să facă diferența în clasamentul cine-i primul, cine-i al doilea. Adică cine dă premierul sau cine ar putea să fie cel care face diferența. Diferența. Da, într-adevăr, este evident că în situația de față PNL-ul, la felul în care gestionează criza pandemiei și economic țara, să se ducă oarecum în jos. Vă întrerup pentru că în Statele Unite Joe Biden, candidatul democraților, se pregătește de declarații. Urmărim în direcția ce transmit partenerii noștri de la CNN chiar acum.